Se așterne în toată țara floricele pe câmpii. Hai să le adunăm, copii. Vine, vine primăvara. Se așterne în toată țara floricele pe câmpii. Hai să le adunăm, copii. Bine te-am găsit! Astăzi este despre toporaș și despre siropul de toporaș preparat cu miere de albine. Florile de toporaș și frunzele sunt comestibile și aceste minunate flori sunt folosite pentru aromatizarea lichiorurilor, sunt adăugate în salate, în prăjituri, pentru a prepara dulceață și diverse siropuri. Toporașul este o plantă timpurie, este o plantă medicinală. În latină este numit Viola odorata. Popular, el are multe alte denumiri. Printre cele mai cunoscute sunt aceea de micșunele, tămâioare sau viorele sălbatice. Există mai multe feluri de toporaș, toporașii parfumați, aceștia pe care îi culeg eu acum, sunt de o culoare violetă. Mai sunt toporași albi pe care nu îi avem plantați pe lângă casă și toporașii albaștri, aceștia sunt toporași albaștri. Sunt un pic mai deschiși la culoare și nu au niciun miros. Florile de toporaș, ca și alte flori medicinale, se culeg în special în zilele calde, după ora 10, după ce se ridică apa de pe frunze și flori. Astăzi voi pune la preparat un sirop macerat în miere de albine. Macerarea va dura undeva la aproximativ 10-14 zile. După această perioadă, siropul poate fi strecurat, însă eu, în general, aleg să las în continuare florile în miere pentru a le consuma împreună. Pentru a prepara siropul avem nevoie de un recipient. Este indicat să fie un recipient de sticlă cu capac, de miere de albine naturală, luată dintr-o sursă sigură, și florile de toporaș sau alte flori în cazul altor siropuri. Florile pot fi spălate sau folosite ca atare. În cazul în care nu știi care este sursa florilor, adică nu le-ai cules tu și le-ai primit sau îi culese din locurile mai, cu mai mult praf, poți să le speli. Este recomandat să le speli și apoi să le usuci cu un șervet de hârtie. Eu, având în vedere că le-am cules de pe lângă casă și cunosc foarte bine împrejurimile, o să le folosesc nespălate pentru a păstra aroma și polenul lor. Mirosul toporașilor parfumați este divin, păcat că nu poate fi transferat prin cameră. Siropul de toporaș preparat la rece cu miere de albine poate fi folosit ca îndulcitor. Poți să-l folosești în clătite, în prăjituri, în preparate dulci, în salate chiar sau în amestec cu oțet. Acest sirop are beneficii medicinale, poate fi folosit pentru a ameliora insomniile, pentru cazurile de tuse, pentru a lupta împotriva infecțiilor, pentru durerile de cap, dar și pentru alte mici afecțiuni din corpul nostru. Pentru a prepara siropul de toporaș se pot folosi doar petalele, fără părțile verzi. Eu prefer să pun și părțile verzi, pentru că și acestea conțin anumite substanțe nutritive.
Cam aceasta este cantitatea de toporași pe care o am eu în prezent. Se pot pune mai mulți, însă nu se presează. Se poate umple borcanul cam 3 sferturi cu flori, însă fără să se preseze. Peste flori se toarnă mierea de albine. Aceasta este o miere de albine locală, culasă de albinuțele din zona noastră. Miere pe care o consumăm de ceva vreme. Se umple borcanul cu miere. Se toarnă însă încet pentru că este necesară o anumită perioadă de timp ca aerul să iasă și mierea să pătrundă printre flori. Voi umple borcanul cu miere și voi aștepta să iasă bulele de aer pentru a completa cantitatea de miere necesară. Acesta este un moment bun să te îndulcești cu miere. Mamă, vrei și tu sirop? Vrei siropel? Așteptăm să iasă aerul și completăm cantitatea de miere necesară. După ce umplem borcanul cu miere de albine, închidem capacul și zilnic îl amestecăm astfel încât să se omogenizeze foarte bine. Sucul din flori va ieși și acestea se vor ridica în fiecare zi sus. Din acest motiv, eu aleg ca zilnic, o dată sau de două ori, să întorc borcanul invers. Din acest motiv este indicat să fie capacul strâns foarte bine, astfel încât să nu se prelingă pe lângă el mierea de albine. M-am precizat, siropul de toporaș cu miere de albine este atât un tratament cât și un îndulcitor natural. Pentru a descoperi mai multe beneficii ale consumului de toporaș, pentru a descoperi câteva rețete cu acestea, vizitează linkul nostru din descriere. Atât ca îndulcitor și în scopuri medicinale se consumă cu moderație, după cum bine știm, tot timpul ceea ce este prea mult poate dăuna grav sănătății. După cum poți vedea, florile deja încep să se ridice la suprafață. Voi mai completa un pic cu miere de albine pentru a umple borcanul. Îl voi sigila și îl voi păstra în cămară. Este indicat ca siropul de toporaș, ca toate siropurile în general, să fie păstrate într-un loc rece și întunecos. Pentru a prepara acest sirop poți să folosești oricare din tipurile de toporaș existente, chiar dacă sunt sau nu parfumate. Probabil diferența va fi aroma pe care o va căpăta mierea în urma macerării. Acest sirop va avea un miros mai intens datorită mirosului toporașilor și datorită uleiurilor esențiale extrase din flori. Sunt foarte multe plante, flori și frunze care pot fi folosite pentru a prepara astfel de siropuri, chiar și muguri. Așa că te invit să te abonezi canalului nostru pentru a urmări rețetele preparate de noi cu plantele care urmează să apară și care pot fi folosite atât în scop medicinal cât și pentru dieta noastră obișnuită. Abonează-te ca să urmărești rețetele noastre de siropuri preparate cu miere naturală, siropuri de casă pe care merită să le încerci, să le probezi și de ce nu să le împărtășești cu alții. Poți să prepari astfel de siropuri pentru a le dărui celor dragi, dar și pentru a te hrăni cu ceea ce ne oferă natura, cu toată energia pe care ea o pune în aceste minunate plante pe care ni le oferă. Îți mulțumesc! Să ai o primăvară minunată!